Cu toții utilizăm dispozitive wireless în fiecare zi. Dar ce înseamnă wireless? Ce înseamnă cu adevărat wireless? În traducere liberă din engleză, fără fir. Ok, dar ce înseamnă asta? Să facem un exercițiu de imaginație. Este vară, este cald afară. Să ieșim cu prietenii noștri la o plimbare pe malurile unui lac. E răcoare, e un loc retras, e liniște. Observăm deodată că locul acesta nu este chiar atât de retras. Vedem o bărcuță de hârtie pe suprafața lacului. O bărcuță de hârtie identică cu aceasta. Poate au mai fost niște copii pe aici, poate s-au jucat cu ea. Pun un pariu cu unul dintre prietenii noștri că pot să fac acea bărcuță de hârtie să se miște, fără să o ating, fără să o leg cu un fir și să o trag. Prietenul nostru, bineînțeles, va ține la pariu, fiindcă nu are încredere în puterile mele miraculoase. În acel moment mă aplec și lovesc apa cu palma. De la palma mea încep să pornească valuri în toate direcțiile. În momentul în care valurile ajung la această bărcuță, ne imaginăm, începe să se miște. Colegul nostru, bineînțeles, a pierdut pariul pentru că nu a știut ce înseamnă wireless. Wireless înseamnă transferul de date, informații, energie, la distanță, cu ajutorul undelor electromagnetice. Undele electromagnetice sunt asemenea acestor valuri de pe suprafața lacului. Cu mici excepții, circulă cu viteza luminii, nu au nevoie de apă și nu interacționează cu această bărcuță de hârtie, însă interacționează cu electronii din interiorul dispozitivelor dumneavoastră wireless. Electronii din interiorul acestor dispozitive sunt asemenea acestei bărcuțe pe un lac de unde electromagnetice. Unde electromagnetice care pot fi unde radio, în cazul dispozitivelor radio, pot fi microunde, în cazul telefoanelor mobile, pot fi unde infraroșii, în cazul telecomenzilor pe care le utilizăm zi de zi. Ok, spune prietenul nostru, mi-a arătat ce facem cu energia. Bărcuța stătea, iar la un moment dat a primit o energie de oscilație. Însă ce facem cu datele, cu informația? În acel moment mă aplec din nou. Lovesc apa de două ori cu palma, fac o pauză și o mai lovesc o dată. Când valurile ajung la bărcuța mea, ce se întâmplă cu ea? Aceasta oscilează de două ori, face o pauză și mai oscilează o dată. Tocmai am trimis o informație. 2, pauză, 1. Prietenul nostru tocmai a asistat la un proces de modulație. Ce înseamnă modulație? Modulația este procesul prin care dăm formă semnalului, prin care dăm formă conform cu mesajul pe care dorim să-l transmitem. Informația înseamnă formă. 2, pauză, 1. Este o formă. Modulația ne ajută să distingem forma vocii, în cazul telefonelor mobile, în timpul unei conversații, sau forma melodiei la un dispozitiv radio, sau formele de 0 și 1 ale fluxului de date care provin de la un modem wireless către laptopul nostru în momentul în care spunem că navigăm pe net. Și acum că am aflat ce înseamnă wireless, chiar dacă electronii sunt bărcuțe de hârtie, nu avem nevoie să ne udăm pe picioare pentru a comunica wireless.